Jeremy Bochila dă probe pe unde poate. Atacantul este disperat să semneze cu altă echipă. Ultima formație care îl testează este Fortuna Düsseldorf. Congolezul se antrenează cu nemții și a lăsat o impresie bună staffului echipei din Zweite Bundesliga. Însă nemții nu știu faptul că jucătorul se află sub contract cu Petrolul. Bochila a mai trecut și pe la Bolton, Crystal Palace și Saint-Étienne, iar cluburile respective au cerut scuze oficial grupării petroliste, neștiind că acesta este legat de Petrolul. Oficialii ploieșteni au trimis acte doveditoare acestor formații pentru a nu avea probleme mai departe. Asta pentru că cei din conducerea Petrolului au apelat la o casă de avocatură, iar aceasta a trimis toate actele la UEFA pentru suspendarea lui Bochila.